bucuria trecerii în anul 2018 i-a făcut pe unii gorjeni să uite că trebuie să mai aibă și limite în fața mâncărurilor alese de pe mese și mai ales la paharele golite unul după altul. Petrecăreții au avut nevoie de îngrijiri medicale. În această perioadă, din 28 până în 2 ianuarie, au fost peste 630 de prezentări la UPU, pe diverse patologii, colici, traumatisme de sezon, mici accidente, și vă pot spune și pe zile, dar nu știu dacă este relevant, dar a fost peste 630 de prezentări. Deci, unitatea noastră de primire urgențe chiar că a fost în foc continuu. Pe final de an, secția UPU din Târgu Jiu a fost modernizată, astfel că pacienții au fost primiți în condiții mai bune. Când ne-am luat mandatul de manager interimar, chiar pe data 1, am intervenit și am modernizat și v-aș invita să vă duceți să vedeți până pe data de 7 decembrie, întreaga unitate de primire urgente a fost modernizată, pentru că la urgență se prezintă majoritatea pacienților cu o patologie vastă. De sărbători, unitatea de primiri urgențe a fost supraaglomerată. Dacă de Crăciun s-au prezentat la spital 400 de gorjeni, de Revelion numărul celor care au necesitat îngrijiri medicale a crescut la 600.